În al vrea Sfințitul Teodosie insistă, vrea post de trei zile să ajute în demersul de a fi numit mitropolit. Astfel, Arhiepiscopia Tomisului a emis un ordin prin care instituie perioada de post între 26 și 28 februarie și a precizat că în această perioadă clericii vor oficia în biserici și mănăstiri catistul Bunei Vestiri și Acatistul Sfântului Apostol Andrei Măsuri luate pentru înființarea mitropoliei Tomisului. Decizia a fost luată la câteva zile după ce arhiepiscopul Tomisului a îndemnat credincioșii la post și rugăciune pentru susținerea demersului. Acesta a susținut într-o intervenție radio că înființarea mitropoliei Tomisului este printre altele o dorință a enoriașilor care trebuie respectată cu sfințenie.